Astăzi este duminică 14 august 2016, mă aflu în localitatea Lereș din județul Argeș, la sediul Columbodromului Internațional Cascadorul, unde am participat la etapa derby finală. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu o altă personalitate columbofilă din România, chiar dacă este mai tânăr. Este vorba despre domnul dr. Adrian Colnicianu, unul dintre coproprietarii Columbodromului Internațional Superstar din Râmnicu Vâlcea. Ce faceți? V-am văzut aici prezent? Da, am fost cu prietenii. Ca de fiecare dată, nu? Da, o etapă reușită. Porumbei au venit bine. Vreme bună, nu? Da. Frumos, ca de obicei. Cum stați, dumneavoastră, cum stați? V-am urmărit puțin și pe net și pe pagina personală a site-ului și pe Facebook. Am văzut că și la ediția din 2016 lucrurile au stat cum trebuie la dumneavoastră. Suntem bine, suntem înainte de etapa de semifinală. Sunt peste 730 de porumbei veniți. Super. Da, tot e în regulă. Sănătate bună, vă ocupați ca de fiecare dată bine de da, ei, nu? Da, da, e în branșa da, dumneavoastră aici, nu? Da. Super. Da. Sperăm să vină bine la semifinală, să avem câți mai mulți la finală, care o să fie pe 27 august. Într-o sâmbătă sau duminică când cade asta, nu mai știu. Vedem în funcție 14 de vreme. Cu 14 într-o sâmbătă cade, sâmbătă da. Sâmbătă sau duminică, totul da. O să fie în funcție de vreme. Colaboratorii dumneavoastră, domnul Butoiescu, domnul... Sunt bine, se ocupă de porumbei. Se ocupă de porumbei, ați lăsat acasă, da? Da, da, da. Bun, frumos atunci. Numericul, da. Știu că și anul ăsta a stat foarte bine. Da, 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 capacitatea maximă am, a trebuit am să închis înainte de... Porțile, da, nu? Le-ați da, închis da, înainte da, de... Da, 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 capacitate maximă, am mers iar. V-ați mai construit și un corp acolo, n-am venit în ultimul an la dumneavoastră, nu? Așteptăm acum la... La finală. La finală, da. Super, o să trec, da? Da, da, da. Condiții din ce în ce mai bune, premii la fel da, pe măsură, am văzut premiile, că... Da, o să fie... Locul 1, 10.000 de euro, o să fie și un extra premiu, să vedem dacă se activează toți porumbei, un Mercedes S-Class, sperăm că va fi bine. În premieră în România, da. Da, da, da. Un lucru frumos, într-adevăr, da, da. Și e un lucru lăudabil, da, într-adevăr. Asta înseamnă multă seriozitate în spate, multă muncă, nu? Da. Pentru că porumbei străini de afară, mulți concurenți. Anul s-au venit mulți de afară, nu? Final, da, foarte mulți. Super, înseamnă că trebuie să vă pregătiți ca lumea și cu cazări acolo și cu... Da, da, va fi frumos, va fi... Tot așa mai faceți un berbecuz la... Bineînțeles. Da, la brățaf și tot ce trebuie, și da? Mulți, da. Super. Vă mulțumesc mult, vă felicit pentru activitatea depusă și în acest an la Columbodrom, pentru rezultatele obținute în campionatul național. Și o să ne vedem la final atunci, da? Mulțumesc și eu, vă așteptăm. Bine, cu stimă, domnul Adrian, toate bune.